Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă invit la o tematică de discuție legată de domeniul sănătății. De la 1 mai intră în vigoare sau este obligatoriu decontarea serviciilor de sănătate prin intermediul cardului de sănătate. Vom discuta despre acest subiect și de asemenea vom discuta despre nemulțumirile sau, să spunem, lucrurile pe care le-au de obiectat medicii de familie la contractul cadru care ar trebui să fie semnat în această perioadă sau nu. Vom vedea în această seară la emisiune. În discuție cu Robert Dâncă, director la Casa de Asigurări de Sănătate Județeană Iași. Bună seara, bine ați venit la Vocile Iașului. Și Răzvan Miftode, vicepreședinte al Societății Medicilor de Familie din Iași. Bună seara și bine ați venit. Vă invit să urmărim un scurt material legat de cardul de sănătate și revenim la discuția la Vocile Iașului în platou. În județul Iași, 10% din cardurile de sănătate nu au ajuns la destinatari. Este vorba de 46.000 de documente electronice care au fost returnate Casei de Sănătate și nu au fost recuperate până acum de asigurați. Pentru simplificarea procesului, cardurile vor putea fi ridicate și de medicii de familie. Vor trebui să ne prezinte o listă cu semnăturile asiguraților care vor ca acel card să fie ridicat de către medicul de familie, iar dacă nu, pentru toți ceilalți rămâne posibilitatea ridicării cardului ori personal, oricare de altă persoană care vine cu buletinul și completează o cerere în numele asiguratului. De la 1 mai, cardurile de sănătate vor fi unicul instrument de validare a serviciilor medicale. Cu o lună și jumătate înainte de noul termen limită, medicii de familie spun că sistemul electronic încă prezintă erori. Sunt și situații când serverul central își oprește funcționarea și în acest caz amânăm această operațiune de activare. Creează niște timpi morți care, bineînțeles, influențează într-o oarecare măsură și calitatea actului medical și dialogul cu pacientul și cursivitatea până la urma consultațiilor. Nemulțumiri sunt și în rândul pacienților. Aceștia consideră cardul de sănătate o investiție inutilă. Am impresia că sunt niște bani cheltuiți aiurea. Pentru că medicul de familie are acolo situația, acum au calculatoare, au toată situația. Asta este o treabă în plus. Așa am eu impresie. Să fi dat mai bine bani pentru medicamente și nu pentru asemenea lucruri. M-am fost și eu în străinătate și am văzut că cardul se poate, dar probabil că cum îl văd la noi, tot degeaba l-ai. Cam așa cred, că tot te scoți în buzunar. În județul Iași, 30 de persoane au refuzat cardul de sănătate pe motiv că se tem pentru siguranța datelor. Pentru a beneficia de servicii medicale, acești pacienți vor trebui să se prezinte la medic cu adeverințe eliberate de Casa de Sănătate, care sunt valabile 3 luni. Am urmărit un material realizat de colegii de la Departamentul Știri, câteva cifre despre cardul de sănătate. Domnule director, cred că toată lumea se aștepta să nu fie foarte, foarte bine cunoscut în rândul populației ce înseamnă acest card, așa cum am văzut în câteva din opiniile cetățenilor de acolo. În schimb, mai sunt sincope. Vedeam și în alte zone, spun medici de familie, că sunt momente în care nu funcționează efectiv sistemul acesta de citire, de conectare a cardului la datele pe care trebuie să le citească. Vă rog. Vorbim într-adevăr despre Cardul Național de Sănătate, un proiect strategic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a Ministerului Sănătății, un proiect de care se vorbește de cel puțin 6 ani de zile. Domnul doctor cu siguranță știe de când se vorbește despre acest card. În sfârșit, suntem aproape de final. Sigur, chiar dacă anul trecut o parte dintre dumneavoastră erau sceptici, că noi spuneam că în acest an vom intra în linie dreaptă și va fi obligatoriu cardul, ne aflăm în această situație față de ceea ce au confirmat cei de la Casa Națională și la Ministerul Sănătății. Cardul Național de Asigurări de Sănătate face parte, vreau să spun, într-o platformă informatică mult mai mare și aici vorbim despre CUI, vorbim despre CUI-ul, programul care se gestionează tot ce înseamnă activitate medicală și servicii medicale. Vorbim de rețeta electronică, Cardul Național de Sănătate și dosarul electronic de sănătate. Vreau să vă spun, instituția pe care o conduc și Casa Națională în speță este una dintre instituțiile cele mai informatizate din țară. Deci vorbim de un program complex și complet informatic. Legat de ceea ce spuneți dumneavoastră, de situațiile și exemplele care le prezentăm, legat de anumiți asigurați care încă nu realizează întru totul care este importanța acestui card de sănătate, mai ales când, din păcate, sunt prezentate acele situații extreme. Eu știu, când poate o bunică de 90 de ani nu știe ce este acel cod PIN, sau anumite persoane care direct, dacă nu se le explică, nu pot își da seama ce reprezintă acest card. Clar că dacă prezentăm și promovăm numai doar aceste exemple, nu vom putea evolua în implementarea unor sisteme care sunt benefice și sănătoase pentru sistemul de sănătate. În fapt, într-adevăr, pacientul nu, pe loc, pe moment, nu crește calitatea actului medical, într-adevăr, dar indirect și specialiștii și cei care lucrează știu de fapt despre ce este vorba și care este rolul acestui card de sănătate. Este de a plăti într-un totul și în real acele servicii medicale efectuate. Și pe ansamblu de a transparentiza, nu? De a transparentiza tot ce înseamnă cheltuiala banului public și orice sumă de bani rămas în plus în sistemul de sănătate. Și aici v-aș da un exemplu. Dacă la începutul anilor 99, bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate era undeva aproximativ de 900 de milioane de euro, acum este undeva la 5 miliarde de euro. Deci o sumă foarte mare și orice economie care s-a realizat, nu fac pronostic orice sume și economii se vor face în sistemul de sănătate, acești bani pot fi utilizați în creșterea calității actului medical. Domnule Miftode, care sunt observațiile dumneavoastră? Am văzut că aveați câteva și în material, chiar legate de acest aspect care ține de funcționarea sistemului, funcționarea și legarea datelor de pe card. Deci eu, în materialul filmat, mă refeream strict la acțiunea de activare a cardului de sănătate, care încă întâmpină unele dificultăți la nivel național, probabil și datorită unor probleme legate de serverele centrale de mentenanță și așa mai departe. Îmi exprim convingerea că pe parcurs, odată cu înaintarea acestei acțiuni la nivel național, cu dezvoltarea acestei acțiuni la nivel național, aceste deficiențe vor fi remediate astfel încât utilizarea cardului în cadrul unei consultații medicale să nu mai reprezintă o problemă. Evident însă că pe lângă această activitate legată de cardul de sănătate, există și activități de înregistrare a datelor, da, de emitere de acte medicale, care trec prin același sistem informatizat. Și aș dori să subliniez că și în această privință, în aceste privințe există unele deficiențe, hai să spunem, în anumite perioade, chiar și sincope. Dar evident că nici medicii și nici cei care au gândit acest sistem informatic unitar nu poartă nicio vină. Vina este, e clar, a tehnicului, da? Deci a părții de soft, care mai trebuie să fie îmbunătățită. Am văzut că existau, urmărind subiectul în ultimele luni, existau mai mulți medici de familie din țară care vorbeau despre faptul că înregistrarea datelor și, de asemenea, conectarea cardului înseamnă mai mult timp fizic pentru... Da, e clar. Fără îndoială, există un timp suplimentar care trebuie să fie alocat acestor activități, pentru că... Bun, pe de o parte, și acest lucru îl recunosc și l-am recunoscut încă de la început, informatizarea a însemnat un pas important către ușurarea activității administrative de înregistrare a datelor de către medici. Pe de altă parte, vedeți dumneavoastră, activitatea propriu-zisă nu mai ține în acest moment neapărat de abilitatea medicului de a utiliza calculatorul sau softul pus la dispoziție, ci mai degrabă de lanțul de transmitere a informației. Ori în acest lanț apar uneori, cum spuneam, sincope, apar uneori întreruperi. Și acest lucru, evident, împietează asupra desfășurării normale a activității în cursul unei zile sau chiar a unei săptămâni. vor fi, cu timpul, vor fi corectate aceste sincope? Deci, într-adevăr, sunt aceste situații. Casa. Știm că există, că au existat acele situații. Sunt și aspecte pozitive. Eu vreau să vă spun personal, când mi-am activat cardul mai mult de 20 de secunde, nu a durat, nu că am fost eu președintele Casei de Asigurări de Sănătate, deci chiar am vrut și am fost într-o perioadă aleatorie la medicul de familie pentru a-mi activa cardul. Să zic că am prins momentul bun al zilei. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că sistemul este într-o dinamică continuă. V-am dat exemplu la ce nivel discutăm și ce cuprinde, ce înglobează acest sistem informatic, dar de aceea recomandăm tuturor medicilor, asiguraților, de a utiliza acest card, să vedem exact dacă și ce erori sau ce probleme mai apar în sistem, pentru a le transmite și comunica în timp real, de a se rezolva aceste probleme, ca data de 1 mai să ne prindă pregătiți, să nu existe probleme majore, eu știu, excepționale, mai pot fi de, eu știu, anumite probleme tehnice, dar cum rețeta electronică a fost implementată cu succes la nivelul județului Iași, în anul 2013, vreau să vă spun că județul Iași a fost pe primul loc în țară implementarea rețetei electronice, care a făcut parte din acest program informatic. Sunt convins că aceste probleme își vor găsi soluție, atât prin experții care punem la dispoziție din partea Casei de Asigurări de Sănătate, cât și la nivel național se comunică în timp real. Știu că au fost ședințe cu toți reprezentanții de soft, că în afară de softul CUI mai sunt și alți care reprezintă softurile private, cu care o parte dintre medici lucrează și după câte constatăm sunt problemele pe aceste softuri private, dar sunt ședințe și se ține o strânsă legătură pentru a elimina toate aceste probleme, de elimina acei timpi pe care îi pierde, să zic cu ghilimele de rigoare, un medic, dar trebuie să luăm în calcul că la un cabinet nu lucrează numai medicul, are și personal auxiliar, care în diferite momente poate ajuta medicul în această activitate. Și să nu uităm de activitatea anterioară, când absolut totul era scriptic și se înregistra în document. Deci înainte de a apărea CUI-ul și înainte de a fi programele informatice, eu știu, poate înainte de 99, totul se înregistra, erau înregistrări scriptice. Deci care e clar că luau un volum mult mai mare de înregistrare, tot ce înseamnă evidențelor medicale. Într-adevăr, evoluând, obișnuindu-ne cu o anumită ușurare și asta este într-un benefic în calitatea creșterii actului medical, când apar aceste situații, într-adevăr, nici semne întrebare. Sunt de aia și există o perioadă intermediară de folosire în paralel a celor două sisteme, tocmai pentru a nu bloca efectuarea actului medical. Deci trebuie să spunem foarte clar, cardul de sănătate nu blochează efectuarea serviciilor medicale. Sunt anumite probleme de trecere de la un sistem la celălalt sistem, dar nu se blochează activitatea prin acest sistem și pe parcursul emisiunii vom dezvolta și toate celelalte probleme care țin de card, deci vorbim de pierderea cardului, de situațiile în care asigurații nu refuză cardul. Vreau doar să spun că ridic aceste probleme pe care le-am întâlnit, nu neapărat pentru a sublinia deficiențe ale sistemului, ci dimpotrivă, pentru a le cunoaște în momentul actual și pentru a vedea exact cum pot fi rezolvate și cu ce se pot întâlni chiar oamenii astăzi, mâine, poimâine, sigur astăzi încă nu. Că de aceea și suntem prezenți aici, facem conferințe și suntem dispuși oricând a promova și a comunica prin ajutorul dumneavoastră. Ce fac cei care refuză? Știu că sunt care la nivel național, nu e o cifră foarte mare, dar sunt care nu doresc acest card. Din diverse motive, nu le discutăm. Cunoaștem această situație, la nivelul județului Iași este chiar un procent insignifiant, deci nu poate fi luat în calcul ca și fenomen. Legiuitorul a prevăzut și aceste situații, dreptul asiguratului de a-și alege sau nu dacă deține un card național de asigurări de sănătate și dreptul de a-l folosi sau nu, cât și dreptul la a beneficia de servicii medicale, cu atât mai mult dacă este asigurat. Este prevăzută posibilitatea obținerii unei adeverințe de asigurat. Deci persoana care refuză acest card din diferite motive este nevoie să prezinte din 3 în 3 luni, dacă are nevoie de servicii medicale, la sediul Casei de Asigurări de Sănătate, în vederea eliberării unei adeverințe care este valabilă 3 luni de zile. Deci este mai incomod pentru cineva care... Este mai incomod, dar este creată o posibilitate, totuși. Alternativă. Există o alternativă. Cine dorește sau refuză cardul de sănătate, mulți poate încă nu sunt informați și trebuie să lămurim foarte clar acest lucru. Cardul Național de Sănătate nu arhivează servicii medicale. Nu avem doar pe el, scrie foarte clar numele, prenumele, codul din sistemul de asigurări de sănătate, data expirării și atât. Deci nu se înregistrează datele medicale. Multă lume confundă chiar și în domeniu, confundă Cardul Național de Sănătate cu dosarul electronic de sănătate. Sunt două proiecte total distincte. Cardul Național de Sănătate, scopul pentru care a fost creat și se folosește, este de a confirma și a valida serviciile medicale și a confirma calitatea de asigurat. Deci, în primul rând, a confirma efectuarea serviciului medical și, al doilea, de a confirma calitatea de asigurat. Nu de multe ori erau situațiile în care asigurații nu știau să intre în sistem să verifice calitatea de asigurat, dar prin, pur și simplu, la citirea cardului se poate constata dacă acea persoană este asigurată sau nu. Întrevedeți dificultăți până acum din ce ne explică și domnul director legat de acest program? Singurile, hai să spunem, subiecte neclare sau situații neclare sunt cele referitoare la refuzul, deci persoanele care au refuzat să folosească acest card, deci să folosească cardul propriu de asigurat, cum să vor valida serviciile la acele persoane. Deci e vorba de fapt, unul din motivele... Cei care vor veni cu adeverința, nu? Da, cei care vor veni cu adeverința, pentru că acest card de asigurări de sănătate a fost imaginat și ca o, hai să spunem, ca un instrument de validare a unui serviciu prestat unei persoane asigurate. Ori, din momentul în care întregul sistem național va trece în faza utilizării la scară națională a cardului, cum vom proceda cu acele persoane care nu au cardul de asigurat asupra lor sau acele persoane care au refuzat de-a dreptul să își preia cardul de la Casa de Asigurări. Se preiau datele de pe adeverință? În primul rând se vor ști acele persoane care și-au activat cardul și automat dacă s-a ridicat acel card sau nu. Iar, sigur, pentru varianta cu acea adeverință de asigurat, vor fi un coduri de identificare separat în care se va face legătura între emiterea acestei adeverințe din sistemul nostru pentru a fi corelată cu acel cod de care îl va introduce medicul, pentru a exista o legătură între adeverința noastră emisă și efectuarea acelui serviciu medical. Adică nu se va fi acea situație în care ne vom trezi că peste jumătate din asigurați nu vor prezenta cardul și vor folosi doar adeverința. Primul rând este mult mai greu pentru dumnealor decât avea acel card la purtător, căci, v-am zis, va fi o strânsă legătură între codul de emitere a acei adeverințe și cu ceea ce se va găsi în sistem. Clar că legiuitorul a prevăzut toate aceste situații și de a elimina, vă dați seama că atunci acest proiect ar fi un fiasco dacă vom trece de fapt numai la folosirea adeverinței medicale. Nu. Vor fi situațiile și care sunt foarte bine reglementate, de urgență, în care se va putea prezenta fără cardul de sănătate și pentru acele persoane care refuză cardul, varianta adeverință. În ce situații pot distribui? 95% înțelegem că au primit documentul, cardul de sănătate, din toată țara, din România, din Într-adevăr, la nivelul județului Iași, din 460.000 de carduri transmise la nivelul județului, peste 89% au fost distribuite de către serviciile poștale, undeva aproximativ 408.000. Restul, 56.000, au fost returnate Casei de Asigurări de Sănătate Iași, care a început procedura de comunicare acestor carduri persoanelor, atât a persoanei cât și a unei persoane puternicite, deci nu este reglementat, trebuie să fie neapărat persoană, orice altă persoană, vecin, o rudă, se poate prezenta cu o copie după buletin și cu o puternicire în vederea ridicării acestui card. Deci, la acest moment, suntem undeva în județul Iași, peste 90% ca și procent de comunicare a acestor carduri, chiar dacă în lege este prevăzut și posibilitatea de a comunica aceste carduri prin medicii de familie, ne-am ales acea cale de a le comunica noi, prin structura noastră, prin funcționarii noștri, chiar dacă se ia o resursă umană destul de importantă. A fost și aici o discuție, mi-amintesc, anul trecut, anii trecuți, legată de cine distribuie aceste carduri și au fost o într-adevăr, pe... de a fi distribuită de către medicii de familie, care până la urmă a fost respinsă. Aș vrea doar ca să mai completez, dacă totuși există acele situații în care un medic de familie are o listă de semnături cu anumiți pacienți care doresc ca acel card să fie ridicat de către medicul de familie, noi avem și această posibilitate de a veni un medic cu o listă de semnături persoane în vederea ridicării acelui card. Dar nu vom comunica cardurile prin diferență, adică dacă un medic are un număr X de pacienți și prin diferență se comunicăm noi toate cardurile, nu. Doar pentru care există solicitări, noi vom comunica cardul, atât a venit în sprijinul asiguraților, cât și de a proteja medicii, în sensul la nu își pierde timpul cu partea asta despre care tot s-a discutat, de distribuirea acestui card. Tot timpul să fie alocat efectuării actului medical. Și asta o operațiune ne-o asumăm noi, dar dacă, repede, dacă sunt acei medici care doresc să vină în sprijinul asiguraților, noi creăm această posibilitate. Este deschisă, da. Vă rog, doamne. Da, o completare la cele spuse, domnul președinte. Deci, apropo de implicarea medicilor de familie în distribuirea cardurilor, opinia Societății de Medicină de Familie din Iași, a mea personală, este că medicii nu sunt împuterniciți și nu de către societate să utilizeze, să manevreze, să dețină și să distribuie niște acte care sunt niște acte personale ale pacienților. Cardul de sănătate este totuși, poate fi asimilat cu un card de identitate, da? Deci este un card care validează o anumită identitate într-un anumit sistem. Ca și pașaportul sau cardul de identitate de la evidența populației. Ca și cardul bancar, de exemplu. Ori, acestea fiind niște acte strict personale, niște documente strict personale, ele trebuie să fie distribuite de către unitățile emitente. Da? Așa cum pașapoartele sunt distribuite de serviciul de pașapoarte, cardurile trebuie să fie distribuite de casele. Dar, pe de altă parte, cei care doresc să, eu știu, să facă un serviciu suplimentar pentru pacienții de pe listele proprii, pot să facă acest lucru. Nimeni nu împiedică. Cu acordul pacienților. Cu acordul pacienților, evident, cu acordul pacienților. Într-adevăr, sigur, va fi precizat foarte clar în nou contract cadru și în norme că deținerea cardurilor de către un furnizor de servicii nu este legală. Ceea ce spunea și domnul doctor este foarte clar. Cardurile, și recomandăm tuturor asiguraților să nu, din comoditate sau din alte motive, chiar dacă, eu știu, un furnizor X de servicii medicale le solicită acele carduri în vederea să aibă grijă cu sau fără ghilimele, nu le recomandăm și nu au voie să facă acest lucru. Iar cu atât mai mult pentru cel care le deține este ilegal deținerea acestor documente fără acordul asiguratului. Vreau să vă întreb, spuneați că cine nu a ridicat sau nu a primit cardul din diverse motive și este la Casa de Asigurări și trebuie să vină, poate să vină o rudă, poate să vină, de exemplu, o rudă, fiul cuiva, soția cuiva, fără să fie împuternicit prin procură, ci doar cu buletinul? Nu, deci nu trebuie procură prin notarială. Noi am creat mai două posibilități. Chiar am fost pe primul loc în țară când am creat un program informatic pentru a evita două drumuri, un drum să piardă asigurații, să-și piardă din timpul personal, în sensul că e un program informatic în care orice persoană care are acces la internet își poate introduce numele și CNP-ul, lansează o cerere în timp real, primește un răspuns de asemenea în timp real, după câte zile, maxim după 3 zile se pot prezenta la Societatea de Asigurări de Sănătate în vederea ridicării acestui card, primesc un număr de înregistrare, se pot prezenta oricând după acea dată la Societatea de Asigurări de Sănătate în vederea ridicării acelui card. Pentru a elimina acea perioadă, trebuia să depună cerere și acum, dacă intrați în timp, puteți să vă pune o cerere și veți primi răspuns dacă acel card se află la Casa de Asigurări de Sănătate, dar și pentru acele persoane care nu se pot deplasa și împuternicesc cu o altă persoană, îi va înmâna copia de buletin, iar acea persoană va completa o cerere la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate, prin care confirmă că ridică acel card numele persoanei, pe propria semnătură, o copie după buletin atât a dumnealui cât și a asiguratului și se va înmâna acel card. Deci sunt create toate posibilitățile pentru a nu bloca primirea și accesul ulterior la servicii medicale prin lipsa acestui document. Vreau să vă întreb ce se întâmplă în momentul în care cineva pierde cardul sau uită parola, PIN-ul de la înregistrare. Da, este prevăzută și sunt prevăzute aceste situații pentru atunci când o persoană introduce greșit PIN-ul de 5 ori, cardul se activează ori la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate, unde avem un soft destinat pentru deblocarea acestui card, dacă nu și după câte știu există și posibilitatea comunicării unui serviciu, într-o comunicare telefonică, unde se comunică datele personale și se deblochează acel card. Deci este prevăzută și această situație, iar pentru cei care pierd cardul, deteriorează sau alte motive schimbă numele, depun o cerere la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate, fac dovada plății acelui card, aproximativ 15 lei, costul de tipărire și de transport, iar procedura va fi aceeași. Va fi distribuit de către serviciile poștare și ulterior, dacă nu va fi găsit acasă sau nu va ridica acel card, va fi distribuit de către Casa de Asigurări de Sănătate. Ce spun colegii dumneavoastră, medicii de familie? Cum funcționează până acum? Înregistratul, cei care au venit la medicul de familie și au venit cu cardul eventual? Da, deci noi ne facem datoria. Deja am început, unii au început de prin noiembrie să activeze chiar mai devreme. Eu personal am început în luna decembrie, de la începutul lui decembrie să activez primele carduri. Întâi timp mi-am achiziționat un alt cititor de card, mai performant și până astăzi chiar la serviciu, la cabinet am activat circa 10 carduri fără sincope, fără impediment. Aceasta este o strategie, este una din o latura strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor medicale, încât trebuie să facem și noi parte din această strategie și trebuie să participăm și să ne implicăm. Eu mă bucur foarte mult că domnul doctor este totul deschis acestui proiect. Din păcate trebuie să recunoaștem că au mai fost reprezentanții ai medicilor, nu le dăm nume, pe care au împotrivit acestui sistem, acestui proiect, care de fapt știm prea bine că este un proiect irreversibil, face parte din proiectele strategice ale Casei Naționale de Sănătate. Este un proiect sănătos, un proiect care își va vedea rezultatele imediat după implementare. Sunt convins că într-o perioadă scurtă vor fi rezultatele, vor apărea rezultate pozitive și trebuie să fim într-un totul deschiși, chiar dacă, eu știu, poate ne afectează activitatea zi de zi și mă bucur că avem tot sprijinul în vederea implementării acestui card. Aș vrea să vă dau și câteva date generale legate de cardurile activate la nivel național. Deci din cele 12,5 milioane carduri comunicate asiguraților, peste 3,5 milioane carduri au fost activate. Este doar o cifră orientativă, în sensul că nu este relevant acest lucru, în sensul că nu este cazul ca un asigurat care deține un card să se prezinte doar la medicul de familie să-și activeze cardul. Nu. Va fi activat acel card când este cazul, când se efectuează un serviciu medical. Și foarte important, cardul nu se activează numai la medicul de familie, se activează la un spital sau la oricare medic specialist. Luăm o scurtă pauză la Vocile Iașului, revenim la discuția împreună cu președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Robert Dâncă, și vicepreședintele Societății Medicilor de Familie din Iași, Răzvan Miftode, în câteva momente la Vocile Iașului. Continuăm emisiunea Vocile Iașului, discutăm despre cardul de sănătate, de fapt tragem acum câteva concluzii pe marginea celor discutate în prima jumătate a emisiunii împreună cu președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Robert Dâncă, și vicepreședintele Societății Medicilor de Familie din Iași, Răzvan Miftode. Sunt, spuneam, câteva lucruri. Cel mai important poate este legat de ceea ce ar trebui să știe pacienții. De ce este important pentru ei acest card de sănătate și apoi poate o problemă legată de faptul că 40, dacă nu mai mult, 40% din populația României trăiește în zone rurale unde conexiunea la internet nu este foarte, sau la sistem nu este foarte bună. Vă rog. Asiguratul, după cum am zis la începutul emisiunii, chiar dacă direct nu va avea un beneficiu în creșterea calității actului medical, oricum medicii sunt responsabili pentru ceea ce fac și își dau tot interesul în a asigura un act de calitate la standarde. Este important ca imediat după ce va fi implementat acest proiect se vor regăsi mai mulți bani în sistemul de sănătate, bani care ar trebui utilizați în creșterea calității actului medical, în posibilitatea dotării spitalelor și a tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru a asigura o calitate superioară serviciilor medicale. Iar legat, mă scuzați, legat de ceea ce spuneați de problema conexiunii la internet, totuși vorbim de România care se află printre țările care au conexiune, primele țări din Europa care au conexiune bună la internet, dar legiuitorul sigur va prevedea și acest lucru în sensul că va permite validarea acestor servicii, citirea cardului în zonele în care nu are acces la internet și ulterior, când va fi o conexiune la internet, vor urca în sistem acele servicii medicale, exact cum se întâmplă și cu rețeta electronică. Deci sunt eliminate și aceste posibile piedici care s-ar fi ridicat la un moment dat. Și pe această cale rugăm și pe toți asigurații și pe toți furnizorii de servicii medicale care dețin cititoare, ar trebui până această dată majoritatea să dețină, să utilizeze, să promoveze acest card de sănătate pentru a-l activa, pentru a-l folosi, ca până la 1 mai să fim cu toții pregătiți, atât utilizatorii, asigurații, cât și furnizorii de servicii medicale, cât și sistemul pe care îl gestionăm, să fim pregătiți pentru a nu apărea probleme. Noi, pe toată această perioadă, am făcut ședințe de informare, atât cu furnizorii de servicii medicale și, în special, cu spitalele, unde aici este un flux foarte mare de asigurați, în vederea punerii la punct atât a sistemelor cât și a angajaților, în vederea implementării acestui proiect, ca să nu ajungem la 1 mai în care dumnealor vor efectua servicii medicale și noi vom fi puși în situația să nu plătim acele servicii. Este total... În principiu, ne dorim acest lucru. Ori de câte ori mergem la medic, fie că e medicul de familie, fie că este policlinică, fie că mergem la spital, trebuie să avem acest card. De așa cum mergem la bancă și trebuie să avem cardul, să scoatem bani la bancomat, tot așa trebuie să avem acest card de sănătate. Acest card cu acel PIN care îl știe doar, ar trebui să-l știe doar asiguratul. Cardul vine cu un PIN de transport cu 4 cifre, ulterior când se activează asiguratul își va avea un cod, un PIN care ar trebui să-l știe numai dumnealui și să-l tasteze doar atunci când este în fața medicului, când îi citește acel card. Am încă o întrebare, pentru că oamenii poate nu sunt încă obișnuiți. Dacă au cardul, l-au fost odată, l-au activat și vin încă o dată la medic, dar l-au uitat acasă, ce se întâmplă? Trebuie să se întoarcă? Ar trebui să... medicul poate... Sau când face programare îi se amintește? Medicul îi poate acorda un serviciu medical doar în caz de urgență. În rest, doar trebuie să fie oriunde, dacă ne prezentăm la bancă sau oriunde în altă parte, trebuie să ne identificăm cu un document, așa, și când ne vom prezenta la un furnizor de servicii medicale, trebuie să prezentăm acest document în vederea identificării. Dacă doriți să completați despre cardul de sănătate sau trecem la un alt subiect? Cred că putem trece la un alt subiect care ține, de fapt, dacă spunem cardul este un proiect al casei, celălalt subiect este legat de nemulțumirile medicilor de familie cu privire la contractul cadru și nemulțumiri care sunt suficient de vocale, exprimate public. Da, deci cu o precizare, nu sunt nemulțumiri referitoare la contractul care este în derulare, ci la unele prevederi foarte importante ale unui nou proiect de norme care este în aceste zile în dezbatere publică. Practic, Societatea Națională de Medicină a Familiei, împreună cu Colegiul Medicilor din România, susțin în acest moment menținerea prevederilor actuale ale contractului cadru, care, în paranteză fie spus, a fost semnat la 26, deci sfârșitul lunii iunie anul trecut, deci nu are nici măcar un an de funcționare, ori el este un contract pe 2 ani, deci pentru 2014-2015, și argumentând, aducând opiniei publice, Ministerului Sănătății și conducerii Casei Naționale o serie de argumente. Acum, dacă doriți sunt două puncte care sunt, în opinia noastră, nenegociabile, și anume menținerea unor criterii de accedere de noi furnizori de servicii medicale în sistemul de asistență medicală primară. Și un al doilea punct pe care, la fel, Colegiul și Societatea Națională îl consideră nenegociabil, este menținerea actualei împărțiri echilibrate, zicem noi, a bugetului destinat asistenții medicale primare, și anume 50% din acest buget să fie pentru acoperirea plății, așa numitei plăți per capita, da? Deci plata per număr de pacienți asigurați, și 50% pentru plata serviciilor medicale, anumitor servicii medicale efectuate și înscrise în acest proiect. Deci, rezumând, noi susținem și ne exprimăm decizia de a merge cât mai departe, de a nu negocia aceste aspecte. Altfel spus, susținem menținerea actualelor prevederi care sunt în cadrul proiectului cadru care se derulează în acest moment. Cum vi se par? Noi cunoaștem punctele de vedere ale reprezentanților medicilor de familie. Într-adevăr, până în prezent, atât noi cât și medicii de familie și-au respectat clauzele contractuale, în sensul că noi nu a existat, după câte știu, nici măcar o zi întârziere la tot ce înseamnă plata serviciilor medicale, plus toate celelalte clauze care sunt stabilite ca și obligații din partea Casei de Asigurări de Sănătate. În rest, în partea cealaltă, vorbim de un număr de 430 de medici care sunt în contract cu Casa și, inerent, în urma verificărilor noastre s-au constatat și alte probleme, dar nu este subiectul acestei emisiuni. Legat de, și să le luăm puțin pe rând, vorba de numărul minim de asigurați care trebuie să fie pe lista unui medic pentru a putea intra în contract cu Casa. După cum bine știe și domnul doctor, anterior celălalt contract era un număr mai mic, nu era numărul 800 de obligatoriu de asigurați de a fi în contract cu Casa. Acum contractul 2014-2015 împarte în două, pentru mediul urban numărul minim este de 800, iar la nivel rural numărul minim a lăsat la latitudinea Comisiei Mixte, Colegiul DSP și reprezentanții patronale. Totuși, nici eu nu sunt de acord cu eliminarea pragului, cu stabilirea unui prag minim, dar totuși mi se pare cam mare acest prag de minim de 800, mai ales vorbim despre medicii din mediul rural. Deci nici măcar nu putem discuta despre 800 de înscriși, unde avem asigurați, neasigurați. Deci pragul este de 800 de asigurați, automat acei medici care nu au înscriși pe listă un minim de 800 de asigurați nu pot fi în contract cu Casa. Cred că trebuie să creăm și posibilitatea celorlalte generații care termină studiile, medicii tineri, care nu au altă posibilitate decât de a-și practica această meserie, medicină de familie, decât în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, dacă nu o alternativă foarte mică în a-și aveni asigurații să-și plătească serviciile medicale față de alți medici care își pot avea anumite cabinete private, doar private, și fără a fi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Deci acesta ar fi un punct de vedere. Doi, ar fi o paletă mult mai largă de cei care ar asigura aceste servicii de asistență medicală primară. Știute sunt bine acele situații în mediul rural când serviciile nu sunt acoperite într-un totul. Avem situații în care, cum localități unde avem un singur medic și, din păcate, nu tot timpul găsim la program acei medici pentru a asigura acele servicii medicale. Deci un echilibru între a elimina lista minimă de asigurați și numărul 800, care din punctul meu de vedere este prea mare și limitează mult accesul altor furnizori de servicii de asistență medicală primară în a intra în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și limitează și accesul la servicii medicale ale asiguraților. Deci o revenire la o diminuare a acestui prag minim cred că ar fi o variantă permisivă și pentru unii și pentru alții, dar asta cel puțin nu este de competența Casei de Asigurări de Sănătate Iași. După câte știu, aceste se negociază, reprezentanții medicilor de familie nu sunt consultativi, deci este chiar o negociere. Deci nu, dacă în celălalt an erau doar consultații, acum sunt într-o negociere directă. Am să revin și la cealaltă condiție nenegociabilă pe care ați amintit-o, dar vreau să vă întreb cum afectează aceste lucruri pacienții. Aș dori să completez și să explic puțin poziția Societății Naționale și a Colegiului Medicilor referitor la acest prim subiect. E vorba de acea limită de asigurați necesară unui medic pentru a intra în contract cu Casa de Asigurări. Actualul proiect, atenție, este un proiect care este supus dezbaterii publice, nu a devenit un act normativ. Este o propunere. Acest proiect prevede, pe de o parte, desfințarea oricărei limite, da, privind numărul de asigurați necesari unui furnizor de servicii medicale pentru a intra în contract cu Casa de Asigurări și, pe de altă parte, prevede și altceva, desfințarea comisiilor paritare la nivel județean, comisii care până acum, până în acest moment, decideau dacă într-un anumit teritoriu este un necesar de medici sau, din potrivă, există un excedent de medici la nivel teritorial. Aceste două prevederi sunt combătute din următoarele rațiuni. În primul rând, practic, prin desfințarea oricărei limite se desfințează ultimul instrument de reglare, de reglementare a intrării de noi furnizori de servicii în sistem. Da? Deci nu există un examen pentru praxis, nu există o evaluare mai complexă a unui candidat, a unui furnizor nou și așa mai departe. Când spuneți furnizor, de fapt ne referim la medic. Mă refer la medic, da, deci la medic. Dar medic ca și titular al unui cabinet medical. Nu medicul intră în contract cu Casa de Asigurări, ci cabinetul medical. Există acest comunicat care spuneți că, nu dumneavoastră, sigur, societatea mea, niciun medic cu 100 de pacienți nu poate rezista financiar în propriul său cabinet. Deci asta este o primă rațiune, da? Dispare un criteriu, dispare un instrument de reglementare a intrării de noi furnizori de servicii în sistem. Doi la mână, imaginați-vă că asistența medicală primară are un buget relativ fix, care a variat foarte puțin de la an la an. Acest buget este prevăzut pentru a acoperi, pentru a plăti serviciile medicale efectuate de 11.400 de cabinete medicale individuale, independente de medicina familiei pe întreg cuprinsul național. Odată cu eliminarea ultimului criteriu de reglementare, de accedere la contractele cu Casa de Asigurări, practic se deschide piața și în loc de 11.400 vor exista poate 12.000 sau chiar 13.000, deci practic un surplus de 1.000-1.500 de cabinete. Imaginați-vă bugetul fiind același, acesta va trebui împărțit la mult mai mulți furnizori de servicii medicale decât în prezent. Orice unitate, că este unitate economică, că este unitate publică, unitate de prestări servicii, are o anumită organigramă, un anumit buget destinat salariilor. Ce s-ar întâmpla dacă, de exemplu, o unitate guvernamentală ar deschide și ar liberaliza în totalitate angajarea de oameni pe posturi, da? Menținându-se același buget. Practic, în loc de 100 de angajați vor fi 300, dar în loc de un salariu X, va primi un salariu pe 3, da? Deci o treime din salariul anterior. Deci e vorba și de menținerea unei siguranțe financiare a cabinetelor care funcționează în acest moment. Un alt argument pentru acest punct, și cu asta închei acest mic capitol, sunt mai mult de 500 de localități cu deficit de medici. La nivel național. La nivel național. În condițiile inexistenței unei comisii de reglementare, da, a unei comisii paritare teritoriale, practic vom putea asista la următorul fenomen. Cereri de deschideri de noi cabinete în marile orașe și menținerea sau chiar adâncirea deficitului de medici în zonele izolate, în mediul rural sau chiar în orașele mici. Deci se va crea un dezechilibru în ceea ce privește împărțirea și distribuirea medicilor de medicină de familie la nivel național și se va adânci discrepanța între urban și rural. Da, dar în același timp trebuie să luăm și ultimele date statistice. După câte știu eu, cel puțin de 2 ani jumătate de când conduc această instituție, în afară de anul 2012, când, 2013, când am luat hotărârea de comun acord, chiar dacă și atunci au fost ține reticențe din partea reprezentanților medici de a mai crea, de a diminua acel număr optim de asigurați, minim de persoane înscrise pe lista Unimedic, în vederea posibilității intrării în contract cu casa și altor medici, numai celor care pot cumpăra un praxis, care își permit să cumpere un praxis, că nu toți medicii care termină o facultate își pot cumpăra un praxis și greu au reușit să intre în sistem, după câte știu, aproximativ 2-3 medici. Astea în ultimii 3 ani de zile și anterior, deci deja suntem undeva la vreo 7 ani de zile când au intrat în sistem maxim 5 medici, restul au putut intra doar în sistem prin cumpărarea unui praxis, iar pe de cealaltă parte trebuie să luăm în calcul poate și deschiderea unora care consideră că deplasarea lor în mediul rural și posibilitatea de a-și face o listă de asigurați le este convenabil acest lucru. Nu vorbim de un minim de 100, într-adevăr este destul de complicat cu 100 de persoane pe listă să reziști doar dacă te ocupi cu altceva acolo, dar o diminuare acestui număr optim și acestui număr minim, din punctul meu de vedere personal, ar fi rezonabil. Deci, pe de o parte avem necesitatea, din punctul dumneavoastră de vedere, domnule președinte, a deschiderii și a întineririi, să spunem, cei care sunt medici tineri și ar trebui să poată neapărat, care doresc, sau care doresc și care sigur, doresc. Și de altă parte, dumneavoastră subliniați dezechilibrele care se creează. Da, pentru că dacă dispare această ultimă, hai să spunem, reglementare, acest ultim filtru, da, de accedere în sistem, practic distribuția medicilor de familie în teritoriu va scăpa de sub control. Și ce înseamnă că este nenegociabil? Adică nenegociabil în sensul că ar trebui ca Ministerul și Casa Națională să vină cu o propunere mult mai realistă și mai ușor de pus în practică și în interesul pacienților din zonele cu deficit. Nu știu dacă trebuie privit, mă scuzați, neapărat acest aspect pragmatic. În sensul că totuși trăim într-o piață liberă și sunt convins că o persoană care a terminat, a făcut 5 ani de zile facultatea, încă 5 ani de zile rezidențiatul, nu cred că stă în sistem cu 1000-1500 de lei. Deci încerca să-și găsească o dezvoltare personală economică mai benefică. Deci eu cred că piața, nu știu dacă va fi stabilit, va fi eliminat pragul minim sau va fi diminuat pragul minim, dar o piață reală cred că va echilibra la un moment dat această situație. Adică un medic care are deja, nu știu să zic, în medie 1500 de pacienți, dacă asigurații sunt mulțumiți de calitatea serviciului medical, nu vor pleca la un alt medic pur și simplu că a apărut un nou medic în piață, știut de fiind altfel, când asiguratul sunt de și persoane conservatoare în care dacă s-au obișnuit cu un medic nu se plimbă într-o parte în alta așa de dragul de a schimba un medic. Întrebarea este probabil dacă există această piață reală, liberă și dacă nu cumva se creează monopolul așa cum... Bun, nu putem vorbi de un monopol. Mai degrabă e un apel al organizațiilor naționale de a distribui mai eficient și de a acoperi golurile, da? Deci de a acoperi zonele care sunt cu un deficit cronic de medici. Trebuie să tragem concluzii pentru că suntem la final. Sigur. Deci asta este o primă concluzie la acest prim punct. În ceea ce privește menținerea unui raport echilibrat în împărțirea, hai să spunem, celor două capitole de buget destinat medicinii primare, deci 50-50, explicația noastră sau motivația noastră este foarte simplă. O mare parte din cheltuielile unui cabinet de medicină a familiei se îndreaptă sau este destinată bunei funcționări a cabinetului în interesul pacientului. Altfel spus, plata per capita reprezintă un buget din care ar trebui să se acopere în cea mai mare parte a cheltuielor destinate mentenanței cabinetului de medicină familiei. Da, și aici, într-adevăr, sunt precizări pe care le susțin, ceea ce susțin și colegii mei la nivel național. Trebuie să ajungem într-o oarecare măsură la, într-adevăr, în real, în plata serviciilor medicale. Știu, fiind faptul că sunt situații în care medicii de familie au foarte mulți pacienți care nu-i văd, nu că nu își doresc dumnealor, dar acele persoane nu se regăsesc în localitate sau din oricare alte motive și noi plătim doar persoanele și nu servicii medicale. Cred că aici e o negociere și sigur sunt convins că se va găsi un consens, cum s-a găsit în fiecare an, în a rezolva aceste probleme și asigurații să nu fie afectați de aceste negocieri. Vă mulțumesc foarte mult. Am ajuns la finalul emisiunii. Robert Dâncă, președinte Casa Județeană de Asigurări Iași, Răzvan Miftode, vicepreședinte al Societății Medicilor de Familie din Iași. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii vocile iașului@digi24.ro, pagina de Facebook, facebook.com/vocile iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc. Ne revedem și mâine seară la ora 19. Seară miștită!